Surprize mari în etapa 16-a din Liga 4-a fotbalistică în Seria Sud, unde echipele de pe locurile 2 și 3 au făcut schimb între ele după partida directă. Este vorba despre victoria acasă a formației Arsenal Malu, care a reușit să se impună la limită în fața rivalei de la Unirea Izvoarele, scor final 1-0, după o partidă în care oaspeții au acuzat grave erori de arbitraj, iar un suporter mălurean a avut de-a face cu jandarmii după ce l-a lovit pe capitanul oaspeților după finalul partidei. Greu, foarte greu, ca toate meciurile împotriva celor de la Izvoarele, un meci pamuc de cuțit, un meci palpitant, cu ocazii, un meci frumos. Da, 1-0, am mai avut încă câteva ocazii, cred că suntem câștigătorii de drept al acestui meci. Despre arbitraj, cum vedeți voi arbitrajul? Din punctul meu de vedere, un arbitraj bun și cu câteva scăpări, toți greșim, dar am spus la începutul campionatului că nu vreau să mai discut despre arbitraj și rămân așa. A fost un meci. Nu știu dacă a fost foarte echilibrat, eu zic că noi am avut mai multe ocazii ca ei. Au avut un singur șut pe poartă, a ieșit gol, așa e în fotbal, când le ai și nu le bagi. Eu zic că au fost și ajutați de, așa zic, și arbitrii de la București, părerea mea că au fost ajutați, am avut două penalturi clare, dar nu mai dăm vina pe nimic, am fost la mâna noastră, puteam să trecem pe doi, să rămânem pe doi. După meci am văzut că cineva te-a lovit acolo, un scandal. Ce să pot să zic, un om sub influența alcoolului care în loc să vină să vadă un meci, că eu zic că a fost un meci frumos, să vină să stea să-și vadă de treaba dânsului, a venit să mă scuipe, ce să ne punem la mintea lor, noi suntem profesioniști și mergem înainte. O altă surpriză a acestei etape a venit de la Valea Dragului, unde echipa locală a reușit un egal valoros în fața liderului Dunărea Giurgiu. Iată în continuare toate rezultatele etapei. După această etapă, a 16-a din campionat, Dunărea Giurgiu rămâne pe primul loc la 4 puncte de Arsenal Malu și la 5 puncte de Unirea Izvoarele. Însă derbiul etapei viitoare se va juca la Izvoarele cu Dunărea în deplasare.